Capitolul 23 are o conotație deosebit de actuală în ceea ce cuprind legile și principiile de viețuire pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru poporul Israel. Probabil că ar fi bine să ne întrebăm dacă tot ceea ce Dumnezeu a transmis atunci în pustia Sinai poporului Israel au fost doar niște recomandări referitoare la relația dintre oameni, la relația socială. Au fost doar niște recomandări sau acele porunci pe care Dumnezeu le-a dat și pe care Moise le-a scris într-o carte mai sunt valabile și pentru noi astăzi? Versetul 1 spune să nu răspândești zvonuri neadevărate, să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Porunca aceasta interzice în primul rând calomnia și defăimarea. Cealaltă clauză interzice alăturarea cu alții în răspândirea acestora. Ambele clauze au o referire specială la depunerea mărturiei în instanță. Dar niciuna nu pare să se limiteze la aceasta, doar la instanță. Dumnezeu ne atrage atenția asupra cuvintelor pe care le folosim. Lucru pe care trebuie să-l reținem este că Dumnezeu pedepsește bârfa. Ce este bârfa? Cuprinde cuvintele neadevărate care degradează persoana despre care vorbim. Și atenționează cu privire la plăcerea de a transmite aceste cuvinte neadevărate despre o persoană, de transmite în public, să le știe cât mai multe. Din păcate, în societatea de astăzi și din nefericire, chiar și în biserică, bârfa este un mod destul de frecvent întâlnit care face mari daune bisericii și, din nefericire, nu se poate stârpi cu ușurință. Martorii sunt atenționați aici să nu facă un om nevinovat, să fie pus sub acuzare din zvonuri neadevărate. Atunci când sunt chemați în instanță și duc un raport fals despre el. De multe ori, un zvon neadevărat poate să ducă la urmărirea penală a unui om nevinovat sau pe care nu-l cunosc cu adevărat, un străin. A depune mărturie mincinoasă împotriva unui om într-o problemă care îi pierde viața, în primul rând conține o minciună, dar are în sine și răutate, și furt, și crimă, toate ascunse în pretenția de dreptate. Această precauție trebuie avută nu numai la procedurile judiciare, ci și la conversația comună, la conversația obișnuită. Calomniile sunt moduri de a depune mărturie mincinoasă. Ca urmare, reputația unui om se află la distanță de o mărturie mincinoasă în orice moment. Uneori nu putem evita să auzim o bârfă, dar nu trebuie să o primim. Adică nu trebuie să o auzim cu plăcere și încântare pe cei care se bucură de nelegiuire. Întotdeauna trebuie să știm că atunci când ascultăm cu atenție și satisfacție bârfa pe care cineva ne-o împărtășește, nu suntem cu nimic diferiți față de cel care realizează un păcat. Pentru că acceptând o minciună, acceptând un zvon neadevărat care ne dă satisfacție, bucuria aceasta arată ceva despre răutatea pe care o avem în sufletul nostru, despre ura pe care o purtăm celui despre care auzim bârfindu-se. Din cauza aceasta trebuie să fim foarte atenți la ceea ce simțim în sufletul nostru atunci când auzim un zvon neadevărat, o minciună, o înșelăciune. De unde știm dacă ceea ce ni se spune este adevărat sau fals?
din modul în care cineva te caută, îți șoptește și uneori îți spune să nu mai zici la nimeni. Dacă ar fi ceva bun, ceva adevărat despre o anumită persoană, în mod categoric nu te-ar căuta cineva, nu te-ar suna la telefon să spună, vai să spun ce am auzit de bine despre cineva, dar întotdeauna te va suna ca să spună ceva rău. Zvonurile neadevărate, pentru unii, reprezintă o delectare atunci când se răspândesc. Dacă este un zvon neadevărat, dacă este ceva ceea ce ai auzit și ți se pare că nu ar trebui să se întâmple, Biblia ne spune ce avem de făcut. Nu să împrăștiem zvonul, nu să-l răspândim cu ușurință, ci să mergem să verificăm dacă ceea ce am auzit este adevărat sau nu. Zvonurile neadevărate sunt fie prin rapoarte false, fie de a susține prin dovezi proprii rapoartele false ale altora. Martorii care fac ca o persoană nevinovată să fie condamnată sunt la fel de vinovați ca și acuzatorul mincinos. De aceea trebuie să fim foarte atenți când dăm mărturie. Mai bine nimic dacă nu sunt sigur. Dacă sunt nesigur, este bine să spun tuturor că nu știu, că n-am siguranță dacă ceea ce am văzut, dacă ceea ce am auzit, dacă ceea ce știu este adevărat. În cazurile de identitate personală, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Este extrem de ușor să ne înșelăm în legătură cu un om pe care l-am văzut doar o dată sau de două ori, atunci când suntem chemați să identificăm pe cineva sau să justificăm că persoana respectivă a făcut sau a zis. Prezentarea unui raport fals despre cineva poate să ia forme diferite. Însă sunt trei elemente principale. Mai întâi, intervenția și circulația deliberată a minciunilor. Apoi, prin păreri sau sugestii rău intenționate. Părerea mea este că, dar este cu intenție greșită. Și cel de-al treilea mod este denaturarea sau prezentarea înșelătoare a faptelor. De regulă este telefonul fără fir care funcționează atunci când îți place bârfa, ceea ce ai auzit, vei transmite mai departe mai înflorit, mai adăugat și cu siguranță intenția este rea. Zvonul neadevărat pe care îl transmite cineva este o calomnie. În ochii lui Dumnezeu, calomnia indică o mare răutate. Este îngrozitor de nedrept și vătămător pentru persoana invocată. Există întotdeauna niște persoane care vorbesc rău. Ele sunt dispuse să creadă ceea ce li se spune rău și să repete. Sunt persoane, dacă vrem să înțelegem dificultatea acestei situații și gravitatea ei, sunt persoane care atrag ca un magnet bârfele. Unele persoane știu doar lucruri rele despre ceilalți. Există însă întotdeauna niște persoane care vorbesc rău. Și, în mod sigur, răul acesta este preluat, se propagă cu rapiditate și, din nefericire, o calomnie niciodată nu poate să fie ștearsă complet, pentru că rămân urme, rămân semne. Și un om care aude zvonuri neadevărate despre o persoană va privi cu suspiciune toată viața lui persoana respectivă, chiar dacă se dovedește că nu este adevărat. Este, de fapt, o formă de viciu care trebuie să atragă pedepse legale destul de severe, pentru că zvonul neadevărat este mărturie mincinoasă. Nu este nimic mai amar decât tratamentul nedrept și cu toții știm lucrul acesta. Pentru că, în mod sigur, cu toții am fost la un moment dat de către cineva, într-o anumită situație, tratați pe nedrept. S-a spus despre noi că am făcut sau că am avut intenția să facem. Un lucru care probabil că nici nu ne-a trecut prin minte.
Însă, nici cel care a fost tratat pe nedrept nu poate fi motivat să-i trateze pe ceilalți în mod drept. Dumnezeu judecă aceste lucruri, dar nu după forma lor legală, ci după aspectul lor moral. Altfel spus, chiar dacă știi niște lucruri neadevărate despre cineva, niște zvonuri sau lucruri rele, urâte, este bine să le verifici. Dar dacă tu ai văzut că este ceva rău într-o anumită persoană, este indicat ca primul căruia îi spui este cel despre care știi că au fost făcute lucruri, că a făcut lucruri rele și apoi despre cel care ai auzit că le-a făcut. Este ușor să spui altora o poveste goală care se poate sfârși cu ruina unui om nevinovat. Din nefericire, noi credem cu ușurință ceea ce vrem să credem. Și atunci când asculți cu plăcere o bârfă despre cineva, este o dovadă că tu ai așteptat de mult timp să aștepți să auzi ceva despre persoana aceea. Iar când vine bârfa, ești gata să accepți în totalitate, fără să mai verifici. Să nu te unești cu cel rău să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Întotdeauna este plăcut să fii de partea mulțimii. A merge împotriva mulțimii necesită mult curaj și un devotament profund față de ceea ce este drept. Adevărul nu este determinat însă de majorități, ci de mari principii aplicate cu onestitate. Și natura acestor cazuri fiind determinată doar de dovezi care au fost analizate cu grijă și verificate, în așa fel încât să ajungă la adevăr. O lege deopotrivă pentru faptă, pentru cuvânt și pentru gândire este versetul acesta. Pentru că exemplul celor mulți trebuie să fie evitat. Domnul Iisus spunea, lată este poarta, largă este calea care duce la distrugere și sunt mulți care intră pe ea. Dar îngustă este poarta și strâmtă este calea care duce la viață. Puțin sunt cei care o găsesc. Unii dintre creștini sunt mulțumiți să meargă cu cei mulți. În ciuda avertizmentelor împotriva acestui lucru, atât din partea legii lui Dumnezeu, și versetul acesta recomandă să nu treci de partea celor mulți ca să avați dreptatea. La fel și Evanghelia ne îndeamnă. Mărturia, atunci când o dăm, indiferent la ce nivel, în familie, între prieteni, în biserică, în societate, la tribunal, mărturia pe care o facem cu privire la o persoană sau cu privire la un eveniment, este în atenția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu știe că uneori cu bani poți să cumperi dreptatea. Plătești pe cineva ca să mărturisească strâmb și lucrul acesta te costă. Dumnezeu știe foarte bine că inimile atinse de păcat pot fi înșelătoare. De aceea, prin intermediul acestei legi, Domnul atrage atenția asupra faptului că adevărul nu trebuie să fie influențat nici de bogăție, nici de statutul social, de influența pe care cineva o are în societate. Unul din principalele pericole pentru cei care mărturisesc a fi creștini este acela al voinței care înclină în mod firesc să urmeze mulțimea. Atunci când cineva trece de partea celor mulți, expresia aceasta se poate referi la un judecător care nu trebuie să urmeze pe alți judecători în hotărârea unui caz, ci să aibă propria părere și să se țină de ea. Dacă este vorba de o asociere, ar trebui să fie pentru cauze bune, pentru cauze nobile. Sunt câteva motive care conduc la acceptarea părerii unei mulțimi. În primul rând, influența mulțimii este așa de puternică încât doar o voință fermă și o oarecare independență a minții ne vor permite să rezistăm. Tendința de a urma mulțimea, chiar și atunci când știm că aceasta face rău, este destul de puternică.
Celor mai mulți le place să fie de partea care este populară. Se tem de reproșul singularității. Sunt cei care aproape că preferă să moară decât să iasă din modă. Și dacă ceva este la modă, sunt mulți creștini care acceptă, pentru că sunt împreună cu majoritatea. O mulțime poate să ridiculizeze pe cineva, poate să intimideze pe cel care nu este de partea ei, poate pune presiune psihică pe care nu avem curajul moral să îi rezistăm. Un lucru poate că nu arată de rău, dar când mulți îl acceptă și îl fac, îl conturează în răutate. Desigur că mulțimea nu numește întotdeauna ceea ce este rău cu adevărat. Mulțimea poate să pună un nume nou și mulțimea poate să râdă de noi pentru principiile noastre. Însă, la un moment dat, dacă ne amintim de momentul Calvarului, Domnul Iisus a fost singur, părăsit de toți, pentru că a stat de partea adevărului. Și despre Domnul Iisus s-au spus lucruri rele și neadevărate. A fost calomniat, învinuit de cuvinte pe care nu le-a spus, ci doar au fost interpretate. Influențele, trebuie să știm că sunt atât de puternice, iar când vin din partea mulțimii, ele vor face să cădem pradă dacă nu suntem guvernați mai mult de frica de Dumnezeu decât de frica de oameni. Se vorbește astăzi și se caută vox populi, vocea poporului. Dar ceea ce vrea poporul nu este ceea ce vrea Dumnezeu. Și noi trebuie să urmărim vocea lui Dumnezeu mai întâi și întotdeauna. Părerea omului nu poate face corect ceea ce legea lui Dumnezeu declară că este greșit. Deși unii oameni încearcă să modifice ceea ce a spus Dumnezeu. Și astăzi observăm la tendința acesta în creștinism, cum părerea oamenilor cu privire la legea lui Dumnezeu este diferită. Și dacă vreți, este impusă. Și nu a ciudat. Părerea oamenilor este acceptată. Cât de adevărate sunt cuvintele pe care Apostolul Petru le spunea, judecați voi singuri, spunea el, preoților care, după ce i-au bătut pe apostoli, le-au și poruncit să nu mai vorbească despre numele acesta, despre Isus. Și Petru le spune într-un mod clar și categoric, judecați voi singuri, este mai bine să ascultăm de voi decât de Dumnezeu? Atunci când privim Biblia, atunci când citim în Sfânta Scriptură și descoperim că vox populi, părerea oamenilor, indiferent cât de mulți sunt, este diferită de părerea lui Dumnezeu, atunci noi trebuie să trecem în mod călăuzit de Duhul Sfânt de partea adevărului. Pentru că glasul mulțimii este instabil. Într-un fel strigă poporul astăzi, și într-un fel strigă mâine. Dar adevărul rămâne întotdeauna același, indiferent de consecințe și indiferent de circumstanțe. Există Dumnezeu unicul care va judeca pe oricine și ne va cere socoteală pe baza propriei conștiințe. Dacă este o dovadă pe care trebuie să o avem și o analiză serioasă și profundă a conștiinței noastre cu privire la ceea ce aveam de făcut, ceea ce aveam de ales, ceea ce trebuie să spunem și să decidem în anumite situații, versetul din Roman 14 cu versetul 23 se pare că este suficient de clar. Tot ce nu vine din încredințare este păcat. Aceasta înseamnă că dacă nu ești încredințat că ceea ce auzi este adevărat și îl spui, indiferent dacă tu îl crezi sau nu, dar nu ești încredințat și de plin conștient că lucrul acela este corect și tu îl spui mai departe, săvârșești un păcat.
Versetul 3 ne scoate în evidență o lege destul de interesantă. Să nu părtinești pe sărac la judecată. Adică să nu-i ții partea săracului când este judecat. Acest lucru pare surprinzător, ținând seama că multe precepte îi favorizează pe cei săraci. Am studiat în ocaziile trecute. Dumnezeu are milă de sărac. Să nu iei săracului haina, zălog, seara să-i o dai înapoi. O mulțime de lucruri care îl protejează pe cel sărac, dar nu și la judecată. Atunci când săracul ajunge la judecată, dreptatea trebuie să fie nepărtinitoare. Nu trebuie să fie niciodată influențată de bogăție, dar nici de sărăcie. A înclina decizia unei judecăți într-una dintre cele două căi înseamnă că dreptatea să fie prejudiciată. Este adevărat că pentru cel sărac trebuie să avem simpatie. Dar doar pentru că este sărac, să-l simpatizăm și să îi tolerăm păcatul nu este corect. Trebuie să ne ferim de sentimentele ieftine, care sunt influențate ușor de imaginea pe care cineva o are. Săracii și bolnavii cred prea des că pot câștiga prin starea lor, prin slăbiciunea lor, ceea ce nu poate fi câștigat prin dreptatea cauzei lor. Lucrul acesta trebuie să-l avem în atenție, pentru că un om sărac își va cere drepturile și le va cerși într-un anumit fel. Unii oameni care sunt bolnavi cred că li se cuvine tot ceea ce își doresc. Li se cuvine simpatia tuturor, li se cuvine grija tuturor, li se cuvine tot ceea ce își vor ei. Însă lucrurile trebuie să fie corecte și echilibrate. Să nu părtinești pe cel sărac la judecată, spune Dumnezeu. Aceasta înseamnă că dacă un om sărac este un om rău, dacă un om sărac face un lucru rău, nu trebuie să se pervertească judecata pentru că el doar pentru faptul că el este sărac. Dacă întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarului rătăcit, să-i l-aduci acasă. Aceasta se referă la un vrăjmaș anume, nu la un dușman public. De pildă, în Deuteronom 23, vedem niște restricții foarte categorice pentru dușmanii poporului Israel. Amonitul și Moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici la al zecelea neam, niciodată. Este categoric lucrul acesta și Dumnezeu știe de ce face acest lucru. În primul rând pentru că amoniții și moabiții au fost niște dușmani declarați a izraeliților tot timpul. Aceștia sunt urmașii lui Lot, născuți din cele două surori care au păcătuit cu tatăl lor. Însă, cu privire la cel care ți este dușman, Domnul a zis să iubiți pe vrăjmașii voștri, să-i binecuvântați pe cei ce vă blastămă, să faceți bine celor ce vă urăsc. Uneori însă se întâmplă că dușmanul nostru este chiar vecinul nostru. Sigur că ar putea să fie și cel din casa noastră. Dar dacă un om greșește, nu anulează acel rău dacă îi faci la fel, greșindu-i și tu în schimb, plătindu-i cu aceeași monedă. Dacă nici așa nu poate să fie corectat, nu există altă cale decât să-i faci bine. Pentru ca un om să-și vadă dușmanul în această poziție, cu un animal rătăcit sau un animal care are orice nevoie, este o șansă providențială pentru a arăta că nu ai nicio vină față de el. Și de aceea tot ceea ce ți-a greșit a fost din cauza lui.
Unii, cei care sunt cei mai neînduplecați în materie de drepturi, sunt de asemenea cei care cedează mai ușor în fața compasiunii. Sunt oameni care își susțin dreptatea, caută legi și atunci când se războiesc, nu țin cont de nimic, apărându-și dreptatea și cerându-și drepturile. Însă, în fața compasiunii, ei se pot înduioșa. Ei pot să fie foarte sensibili atunci când își dau seama că și ei pot să greșească și au nevoie de ajutorul altora și se bucură atunci când sunt, la rândul lor, ajutați și sprijiniți. Dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuți să ia povara de pe măgar. Măgarul împovărat al unui vrăjmaș nu trebuia să fie lăsat fără să-i se ofere ajutor, ca animalul să fie din nou pus pe picioare și să-și poată continua drumul. Aceasta avea să-i aducă pe cei doi oameni în legătură de prietenie și astfel să-i determine la împăcare. Dacă trebuie să ne străduim să ajutăm să ridicăm un măgar căzut, cu mult mai mult prin mânghiere și încurajare, noi ar trebui să ajutăm la ridicarea unui om care este doborât de povara păcatelor. Apostolul Pavel ne spune: fiecare dintre voi să se uită nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Măgarul căzut sub povara lui, cu siguranță că nu mai poate să meargă. Poate că din cauza poverii supraaglomerate, iar stăpânul nu va putea niciodată să-l elibereze la timp, pentru că animalul căzut sub greutatea poverii sale să se poată ridica. Stăpânul animalului nu poate să ridice singur povara. Și dacă vezi lucrul acesta și îl ajuți, ar putea să fie un câștig pentru totdeauna. Desigur, acum nu vorbim despre animalele de povară, putem să vorbim despre mașini. Dacă vezi pe vrăjmașul tău că este oprit pe drum, în pană, că stă lângă mașină, este important să te oprești și să-l întrebi cu ce îl poți ajuta, să fii dispus să-l ajuți, nu să-l claxonezi și să stai mai, să mergi mai departe salutându-l cu mâna peste fereastră. Versetul 6 puțin schimbă tonalitatea. Parcă este o revenire cu privire la versetul 3. La judecată să nu te atingi de dreptul săracului. Iar versetul 3 ne avertiza împotriva favorizării săracilor din compătimire pentru ei. Acum, legea aceasta interzice discriminarea față de cei săraci din cauza sărăciei lor. Desigur, acesta era un rău mult mai obișnuit. Prejudecata trebuie să fie evitată ca să se poată face o judecată dreaptă. O instanță de judecată nu este un loc pentru sentimente. Sentimentele noastre nu au voie să ne influențeze, cu atât mai puțin prejudecățile noastre față de o anumită clasă. Dreptul săracului trebuie să fie corect prezentat, susținut și realizat în fața oricărei instanțe, atât ca vecini, atât ca membri în biserică, dar și ca responsabili ai societății. Ferește-te de o învinuire nedreaptă și să nu omori pe cel vinovat, pe cel nevinovat și pe cel drept, căci nu voi ierta pe cel vinovat. Textul acesta are ceva deosebit de serios în exprimarea lui. Nu voi ierta pe cel vinovat? În ce condiții? Când este o învinuire nedreaptă și în urma învinuirii nedrepte, este osândit un om nevinovat, deși era drept, era corect. Un judecător are mari oportunități. Și uneori
Noi devenim ad hoc judecători între prieteni, judecători între colegi, judecători între frați, judecători între membrii bisericii, judecători între vecini. Ca urmare, trebuie să fii foarte atent atunci când ceilalți vin ca tu să analizezi și să dai o sentință cu privire la ceea ce s-a întâmplat între două sau mai multe persoane. Sau cu privire la o persoană care este luată în discuție. Judecătorul care poți să fii tu atunci trebuie să fie cu înțelepciune, pentru că este conștient că are o mare oportunitate. Trebuie să se ferească de toate ispitele care vin atât de fascinant prin oferta unei bogății sau prin ajutorul promis de cei puternici. Cu siguranță un judecător în cadrul unui tribunal va avea mulți oameni care să-l ispitească, mai ales dacă se știe că el este deschis și ușor de compromis. Prin prejudecăți sau prin mită, judecătorul poate să-i îndreptățească pe cei răi, deși nu aceasta este datoria lui. În timp ce codul mozaic, legile lui Moise, nu stabilesc nicio pedeapsă pentru acest rău, Iosif Flavius, istoricul evreu, afirmă totuși că iudeii îl omorau pe delinvent, adică pe cel care învinuia pe nedrept în cadrul unei judecăți. Și condamnarea era pentru moartea celui nevinovat. Când se cunoștea, când și se descoperea nevinovăția omului care a fost omorât pe baza mărturiei false, martorul acesta era lapidat. Nu trebuie să spună despre nimeni care vine înaintea lui ca judecător că este doar un om sărac sau este doar un străin. De aceea faptele lui nu pot conta. Toți trebuie să se teamă de gândurile de a ajuta sau de a favoriza o cauză rea. Și probabil că nimic nu este mai neplăcut lui Dumnezeu decât de a spune unei fapte rele că este bună sau unui lucru bun că este rău. Versetul 8 ne așează față în față cu o obișnuință care greu poate să fie stârpită. Există țări în care mita este oficială, bacșișul este la el acasă, dar Dumnezeu spune să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Aici este vorba despre mită care sucește hotărârea dreaptă. Mita reprezintă orice venit obținut de funcționarii publici prin mijloace nelegitime. Mita avea menirea de a influența decizia ce trebuia luată asupra unei chestiuni luată în discuție. Codul lui Hammurabi destituia un judecător care a schimbat o sentință irevocabilă și face referire la pedepsirea unui funcționar care a primit mita. Textul biblic include interdicții legale, iar mituirea judecătorilor este condamnată de profeți. Aceasta înseamnă că era funcțională mita în Israel, în ciuda faptului că se cunoșteau aceste legi. Isaia, capitolul 1, cu versetul 23, scrie: mai mari tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții. Toți iubesc mita și aleargă după plată. Orfanului nu-i fac dreptate, pricina văduvei nu ajunge până la ei. Asistăm cu toții la o societate în care mita poate să schimbe decizii de guvern, poate să schimbe decizii de judecător, poate să schimbe foarte mult. Drumuri, autostrăzi, toate pot să fie schimbate prin aceste daruri.
Judecătorii însă nu trebuie să fie influențați de un dar pentru a da o judecată nedreaptă, pentru a condamna pe cel nevinovat sau a achita pe cel vinovat. Primirea de mită de la una din părțile în proces și ajustarea dreptății zădărnicește scopul pentru care există administrarea judecății. Din cauza aceasta, mita era condamnată cu pedeapsa la moarte. Totuși, oricare ar fi fost pedeapsa, trebuia ca ea să fi fost ignorată. 1 Samuel, capitolul 8, versetul 3, ne scoate în evidență un tablou din neimaginat. Fiii lui Samuel erau preoți, slujeau la templu, dar n-au călcat pe urmele lui, ci acești oameni se dedau la lăcomie, luau o mită și călcau dreptatea. Este posibil ca lucrul acesta să se observe și în creștinism? Să vorbim astăzi despre creștini lacomi? Să vorbim despre creștini care iau mită pentru a pune pe unul sau pe altul în anumită slujbă? Pentru a tolera o anumită situație care ar trebui să fie cu totul și cu totul condamnată? Se poate vorbi despre creștini care calcă dreptatea, dreptatea cu privire la ceea ce știu că au de făcut, la ceea ce știu că ar trebui să facă cu privire la legea lui Dumnezeu? Versetul 9 merge puțin mai departe și cuprinde latura întreagă, săracii, străinii. Și Dumnezeu spune să nu asuprești pe străin. Știți ce simte străinul, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Este un exemplu de echitate și bunătate prin expresia știți ce simte străinul. Cunoști ceva din durerile și din frica unui străin prin experiența tristă. Să nu asuprești pe străin înseamnă că ar trebui să fii capabil să-l înțelegi. Și probabil că cel mai corect judecător este acela care a trecut prin experiența celui pe care îl judecă. Legat de aspectul acesta al darurilor, probabil că ar trebui să ne gândim dacă tot ceea ce oferim unui medic, unui profesor, unui reprezentant al unei societăți care ne ajută la rezolvarea unei situații, tot ceea ce oferim unui medic care ne tratează este mită. Lucrul acesta trebuie să-l avem în vedere cu privire la principiul pe care l-am citit din Romani. Tot ce vine din încredințare este păcat. În condițiile acestea, când vorbim despre mită, noi trebuie să o înțelegem ca fiind darul pe care îl ofer cuiva ca să-l determin să facă ceea ce nu este drept să facă. Dacă m-aș înscrie la un concurs pentru obținerea unui post în care sunt 3 sau 4 sau 5 persoane, iar eu aș da celui care decide un dar în bani ca să-l determin să-mi dea mie postul, deși la examen am luat una dintre cele mai mici note, pregătirea mea nu este corespunzătoare cu postul respectiv. Iar eu știu că n-aș avea nicio șansă, dar am bani. Aceasta este mita. Și mita este, învinovățește și pe cel care o dă și pe cel care o primește. Însă, în măsura în care sunt atât de bucuros și apreciez ceea ce, știu și eu, învățătoarea prezintă copilului meu, sunt atât de bucuros de modul în care copilul
se bucură de ceea ce învață de la învățătoarea respectivă și modul în care îl educă și ofer un cadou, apreciind ceea ce a făcut, nu ca să-și schimbe atitudinea. Darul acesta nu este decât o recunoaștere. Este, dacă vrem, imaginea pe care o am găsit-o în Cartea Genezei și am studiat-o în ocaziile trecute. Atunci când Iacov îi trimite pe copiii lui, pe băieții lui, să ducă ceva daruri Domnului acelui din Egipt, care i-a speriat-o puțin pe băieții lui. Luați puțină miere, migdale și câteva daruri uimitoare. Îi trimite Iacov mită lui Iosif, necunoscându-l atunci, ca să le ofere cereale? Nu. Pentru că Iacov cumpără cereale. Comerțul de cereale este deschis. Nu vrea să facă nicio nedreptate, ci doar apreciază bunăvoința de a oferi contracost, cu același preț, darurile respective. Însă, tot ce nu vine din încredințare este păcat. Dacă știm că ceea ce oferim unui doctor nu ar trebui să-i dăm, dacă darul pe care îl dăm cuiva, noi nu-l folosim, dar oricum îl dăm, acolo trebuie lucrat, trebuie schimbat. Ne oprim aici la versetul 9 și până data viitoare ne gândim la modurile pe care le-am înțeles și ni le prezintă Dumnezeu. Cât dintre ele sunt valabile și astăzi? Câte facem, împlinim și câte neglijăm? Despre lucrul acesta este foarte important să luăm aminte, pentru că am descoperit că Dumnezeu este cel care este foarte atent la ceea ce se întâmplă în viața noastră. Și Domnul să ne ajute să înțelegem că ceea ce El a poruncit este valabil și astăzi.